Am revenit cu un nou video și următorul exercițiu al subiectului al doilea de la testul de antrenament numărul 1. În figura următoare, M este un punct în interiorul pătratului ABCD, astfel încât măsura unghiului DAM este egală cu 30 de grade, iar AM este egal CD. Măsura unghiului ADM, acesta de aici, este egală cu. Să o rezolvăm! Știm că AM este egal cu CD, dar aflându-ne într-un pătrat, știm că toate laturile sunt egale, deci AD egal DC, ceea ce înseamnă că triunghiul ADM este unul isoscel. Iar unghiul ADM este egal cu 180 de grade suma tuturor unghiurilor într-un triunghi minus 30 de grade cât era unghiul DAM totul împărțit la 2, deoarece cele două unghiuri de la baza triunghiului isoscel sunt congruente. Și astfel obținem unghiul ADM de 75 de grade și răspunsul corect, varianta C. Dacă ai obținut acest răspuns, cu siguranță ai primit cele 5 puncte. Succes! Ne vedem în următorul video cu următoarea problemă.